8 grei ai fotbalului au meci astăzi la Curtea de Apel București cu procurorii DNA care îi acuză de spălare de bani și evaziune fiscală în dosarul transferurilor, iar arbitrii sunt judecătorii, în fața cărora Gică Popescu, George Copos, Meme Stoica, Cristi Borcea, Jean Pădureanu, Gigi Nețoiu și frații Giovanni și Victor Becali au ajuns deja pentru declarații. La curte este și colega mea Ionela Lucan. Bună ziua, Ionela! Au venit toți? Au declarat ceva? Bună ziua, Mihaela, bună ziua tuturor! Toți cei 8 inculpați sunt prezenți aici la Curtea de Apel București, unde așteaptă de aproape 3 ore să înceapă și procesul lor. Victor și Ioan Becali au luat deja loc în sala de judecată unul lângă altul. George Copos a fugit astăzi de camerele de luat vederi pentru că, spune el, nu mai vrea să apară la televizor după ce a renunțat la Rapid. Giovanni Becali așteaptă martori din Olanda pentru că, se pare, și un club de acolo a fost implicat într-unul dintre transferurile despre care vorbesc procurorii în acest dosar, care se confirme nevinovăția și, ca de obicei, Cristi Borcea și Gică Popescu nu au scos niciun cuvânt. Este interesant însă de văzut dacă se vor întâmpla și lucruri noi în acest dosar, pentru că în cazul în care va intra în vigoare noul cod penal, atunci este posibil fie ca cei 8 inculpați să se aleagă, în cazul în care vor fi condamnați, cu pedepse mult mai mici pentru infracțiunile de care sunt acuzați, sau ca unele dintre faptele lor să se prescrie. Însă până atunci mai sunt termene, rămâne de văzut și dacă astăzi va avea loc judecata sau vom avea din nou parte de o amânare. Ionela, îți mulțumim pentru lămuriri.